Rusia confirmă din nou că acționează în afara dreptului internațional. Moscova a anunțat că refuză să pună în aplicare decizia Curții Internaționale de Justiție care a ordonat ieri suspendarea imediată a invaziei din Ucraina. Nu vom ține cont de această decizie, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Dmitri Peskov susține că pentru încetarea focului Rusia și Ucraina trebuie să ajungă la un acord, ceea ce e imposibil în acest caz. Poziția oficialului de la Kremlin vine în condițiile în care echipele de negociatori continuă discuțiile și astăzi prin videoconferință. Ieri partea rusă a dat de înțeles că discuțiile se poartă pe un plan de pace, în 15 puncte, care ar presupune cederi masive din partea ucrainienilor. Kievul a anunțat sec că planul prezentat presei e doar al rușilor.